Este vorba de o lucrare în valoare de 5 milioane jumate de euro, 5,5 milioane euro, finanțată pe Plan Național de Dezvoltare Locală 2, PNDL 2 mai exact. De altfel, am mai și accesat încă o măsură, modernizarea iluminat public, tot pe Plan Național de Dezvoltare Locală 2, care s-a și terminat. Acum suntem la stadiul de pregătire a patului, cel puțin pe această stradă, de pregătire a patului, care este premergător celui de asfaltare. Urmează decopertare, deci primul strat este decopertarea, așezarea unui strat de lios, așezarea unui strat de nisip, după aia două straturi de piatră și abia mai târziu și în final asfaltarea cu două straturi. Un strat de asfalt foarte solid și un strat de criblură foarte moale, mai lichidă, ca să consolideze celălalt strat de asfalt. De când ați mai văzut asfalt pe strada asta? Păi da, nu mai ciumim. Și nu mai putem să mai mergem, să mergem și mai pe asfalt frumos. Am 64 de ani și n-am văzut până acum așa ceva până acum. N-ați văzut asfalt până acum? Nu, 64 de ani. Sunteți mulțumiți de ce face primăria aici? Da, foarte mulțumiți suntem. De când ați mai văzut străzile astea de aici asfaltate? Are 20 de ani. Deci de 20 de ani n-am mai văzut zona asta asfalt. De când ne-am născut n-am văzut așa ceva. Deci o treabă bună. Da, foarte bună. E tot respectul pentru el. Tot respectul, da. Vorbeam aici cu oamenii și ne spuneau că n-au mai văzut de mai bine de 20 de ani asfalt. E, până la urmă, un lucru excelent pentru o localitate care are nevoie de infrastructură pentru a se dezvolta. În primul rând, toate zonele țării au nevoie de infrastructură. Ca să vină un investitor într-o anumită zonă, în primul rând și în primul rând are nevoie de infrastructură. Asta rezumându-ne la șosele, autostrăzi și așa mai departe. Deci, fără infrastructură, nu putem vorbi de o comunitate civilizată. Vorbim de asfaltarea a circa 70% din localitatea Dunăreni, aproape tot așa, în localitatea Aliman, deci cam tot 70%, și circa 50% asfaltare în satul Vlahi, din aceeași comună. Când estimați că ar putea fi realizate toate acestea? Deci, așa cum spuneam mai devreme, în termenul prevăzut în contract, cred că de acum încolo încă un an și ceva. Sunteți mulțumit de calitatea lucrărilor de executanți? Da, avem un diriginte de șantier, avem experți, avem proiectanți care se deplasează pe teren, da. Lucrarea corespunde întru totul cerințelor, corespunde proiectul întocmit. Este o lucrare serioasă, sunt bani publici, nu ne batem joc de nimic. Lucrările decurg conform graficului, nu avem niciun fel de întârzieri. Nu sunt probleme majore, sunt problemele execuției. E o lucrare un pic mai complexă decât celelalte, lucrarea fiind prevăzută cu rigole de scurgere a apelor, de evacuare a apelor. Probleme majore nu sunt. Proiectul e destul de bine executat, lucrăm după el conform stasurilor, deci nu avem niciun fel de probleme majore. Sunt problemele execuției, care alea se rezolvă în șantier. Despre câți kilometri de drumuri discutăm? În Dunăreni avem 5 km 590 de metri. Străzile în total 12,6 km avem pe satul Dunăreni, dar comuna Aliman și satul Vlahi. În momentul de față puteți face o estimare când ar putea fi finalizate toate aceste lucrări? Pot să vă zic doar că sunt în grafic. În afară de asta, estimările poate să varieze cu o lună, cu două, nu știm. În funcție de condițiile meteo pe care o să le întâlnim în această iarnă, să sperăm că o să ne încadrăm în grafice.